Toată lumea este obișnuită cu ambalarea cadourilor în variantele cumva clasice, dar un pic de ingeniozitate și originalitate, să știți că nu strică. Iar noi venim cu sugestii chiar în această dimineață, dacă toți suntem în goana asta frumoasă, după cadouri. Victoria Druc este jurnalistă de profesie, iar acum 2 ani, împreună cu o prietenă, a decis să deschidă o mică afacere de împachetare a cadourilor într-un stil original. Am gândit cum am face asta pe lângă hârtie, pe care ne-am ambiționat din start să o pictăm noi și să o printăm, detașându-ne astfel de printurile foarte comune și chicioase, în mare parte, care vin din China. Cea mai impresionantă tehnică pe care o aplică Victoria este tehnica japoneză cu o istorie de mai bine de 1000 de ani, furoshiki. Este ecologică, estetică și stilată. Nu se deosebește de nimic de legăturile, prin nimic de legăturile pe care le făceau bunicile noastre când mergeau la câmp. Deci înveleau într-un ștergar sau într-o bucată de pânză, o mămăligă și o bucată de ceapă și mergeau. Și era tot un nod, e o legăturică simplă. Deci această similitudine dintre cultura noastră și cultura japoneză, ea este în acest mod de împachetare. Jumătate de metru de stofă poate fi utilizată în mai multe moduri. Totul depinde de imaginația noastră, dar și de dimensiunea cadoului. Cele mai solicitate sunt cutiile în care e ceva. Mai sunt cărțile și sunt, bineînțeles, sticlele de vin, care acum, în perioada sărbătorilor, fiecare din noi merge undeva în ospeție, neapărat cu ceva în geantă, și atunci e foarte binevenit atunci când omul despachetează sticla de vin și are îndată un șervețel sau o traversă de masă pe care poate servi deja oaspeții. Victoria folosește doar stofe naturale, în special bumbac și in. Acestea sunt rezistente, iar la spălare printul se păstrează. Noi aici avem, hai să zicem că avem o carte, se dorim cuiva drag, și am ales o bucată nobilă de catifea. Totul este foarte simplu. Bucata de stofă se aranjează în romb, iar cadoul în mijloc pe orizontală. Ulterior, strângem colțurile și le decorăm cu frunze aurii. Am decis să încerc să împachetez ceva mai original, așa că am ales o sticlă de spumant și vreau să văd dacă o să-mi reușească bine. În caz de ceva, Victoria mă ajută. Această metodă se poate aplica și la confecționarea decorațiunilor sau obiectelor casnice. Prețul variază în funcție de materialele și accesoriile utilizate. Cu siguranță un asemenea dar te va scoate din anonimat.